Rezultatele la simularea examenului de bacalaureat 2021 sunt ușor mai slabe decât în 2019, anul în care a fost organizată ultima dată o astfel de competiție. Însă, în ciuda pandemiei și a școlii online, sunt mai bune decât în anii 2016, 2017 și 2018, arată datele centralizate de Ministerul Educației. Rata de promovare generală, care presupune ca media celor trei probe susținute să fie mai mare sau egală cu 6, a fost 40,71%. La simularea de BAC din 2021. În 2019, rata de promovare la simulare fusese de 42,15. Rezultatele din acest an sunt însă mai bune decât în alți ani. Conform cifrelor prezentate de Ministerul Educației, în 2016, rata de promovare la simulare a fost de 38,39%. În 2017 a coborât ușor până la 38,23%. În 2018 a urcat la 39,55%. 16 elevi din întreaga țară au obținut media 10 la simularea pentru BAC. Ministerul Educației a anunțat că miercuri s-a finalizat activitatea privind simularea examenului de bacalaureat. Astfel, la limba și literatura română, rata de promovare, care presupune notă mai mare sau egală cu 5, a fost de 70,20%. 371 elevi au obținut nota 10. La proba și limba și literatura maternă, rata de promovare a fost de 81,9%. 18 elevi au obținut nota 10. La disciplina obligatorie a profilului, procentajul de promovare a fost de 51,4%, iar 772 de elevi au obținut nota 10. La disciplina la alegere din profil, rata de promovare a fost de 68,10%, iar 1556 elevi au obținut nota 10.